nu este cea doar de a solidariza cu mulțimea, nu este cea doar de a crea o tradiție, nu este doar cea de a fi de față număr mare ca să ne putem lăuda, cum spun unii reporteri. Și au fost mii de creștini. Nu contează dacă au fost mii sau sute sau sute de mii. Contează că la sărbătoarea Maicii Domnului, cei ce iubesc pe Maica Domnului sunt prezenți la sărbătoarea ei. Contează că cei care vin aici vin cu inima curată și cu inima senină, unii căutând Sfintele Taine, unii căutând Cuvântul lui Dumnezeu, alții căutând dragostea lui Dumnezeu, alții căutând căldura Duhului Sfânt, alții căutând sfatul unui duhovnic, alții căutând dezlegarea păcatelor, alții căutând îndreptarea vieții, sau poate chiar unii căutând lumina cea nevăzută a Duhului Sfânt, care nu se dă ochilor trupești atunci când ești pregătit să o primești. Un alt motiv pentru care această obrăjoară mică, plină de flori și de pomi, este plină de creștini, este harul și puterea din Sfânta Liturghie, care ne adună în numele Lui Dumnezeu și ne ține în numele Lui Dumnezeu. De aceea noi, în calitate de creștini, avem trei mari obligații sufletești. Să nu ne despărțim de Sfânta Liturghie până la ușa mormântului. Bătrânii adeseori foloseau această terminologie în scriere de patericale atunci când spuneau următorul cuvânt. Când nu va mai fi Sfânta Liturghie, atunci Dumnezeu va îngădui să vină sfârșitul pe pământ. Slavă Preasfintei Treimi și Maicii Domnului că avem încă Sfânta Liturghie pe pământ. Și acesta este încă un semn divin că cei care o jertfesc încă se gândesc că ea trebuie jertfită pentru ei personal ca mulțumire sufletească și pentru popor, dar în același timp o jertfesc pentru numele și neamul cel adormit al neamului românesc. Liturghia nu este numai cult divin. Liturghia nu este numai jertfă dumnezească. Liturghia este istorie. Liturghia este parte din neamul românesc. Liturghia este parte din românism. Liturghia este parte din sfințenia poporului român. Liturghia este parte din graiul nostru românesc. Când au început să apară primele cărți de cultă românește, prin diaconul Coresi, prin Mitrofan de la Buzău, prin Calinichie la Cernica la Vâlcea, toți sfinți, bineînțeles, prin Veniamin Costache, prin Mitropolitul Varlam, prin Antimifirianu și mulți, prin Nosoftei, prin Iacob Putneanu și mulți alți dascăl de scriere și gândire românească, aceștia au atribuit cărțile lor neamului și sufletului românesc. Ei n-au scris aceste cărți din comoditate. Nu le-au tipărit pentru prozelitism, ci le-au tipărit ca noi astăzi să vorbim românește. Le-au tipărit ca noi astăzi să simțim românește în cuget ce au simțit ei atunci când cu lacrimi caligrafiau câte o carte, că altfel n-ar sta aceste cărți fiind în muzeile lumii românești, dacă ele n-ar avea întrânse încărcătura sânțământului românesc de atunci. Ce importanță ar putea avea Biblia lui Șerban Cantacuzino când acum avem mii de Biblii, dar în momentul când pronunțăm titlul ei sau ne gândim la anii când Simeon Ștefan a scris, când Șerban Cantacuzino a scris și apoi ediții după ediții care au ieșit de-a lungul timpului, au venit să îmbogățească cultura românească. Au venit să arate că biserica nu este locul de adunare
a hoardelor de oameni nepregătiți, a oamenilor primitivi și fără carte, a oamenilor fără coloană vertebrală, care vin la închinat și la sărutat șolane, cum spune lumea modernă de astăzi, așa, acestea sunt moaștele în conceptul omului lipsit de Dumnezeu, șolane. Dar oasele cele smerite de care vorbește psalmistul David, sunt de fapt izvoare de sfințenie pentru cei ce cred în sfințenie. Când a fost săpat mormântul mortului sau groapa în care se împună și mortul a fost aruncat peste oasele lui Elisei, el a înviat și a alergat. Așa a înviat și fiul vădului dinainte, așa a înviat și Lazar cel mort de 4 zile, așa a înviat și fiica lui Iair și așa am înviat și noi. Și mulți vom învia atâta timp cât vom crede în Sfinți și în Biserica lui Dumnezeu, care este mama neamului românesc, cum spunea marele poet Eminescu, care uneori este piatră de potigneală prin faptul că are poezii prea lungi. Ar fi scris epigrame sau lucruri prea scurte, dar erau prea mari lucruri de spus la vremea respectivă în istoria și în trăirea și în simțirea neamului românesc, ca el să ne lase poezii de 4 rânduri, de 3 rânduri, de 2 rânduri, cu sau sens, sau fără sens, cu sau fără limbă. Deci dacă ne gândim numai la cartea afacerii din scrisoarea Andreea lui Eminescu, dacă ne gândim la capacitatea poeziei luceafrului românesc, care este astăzi un propot al Maicii Domnului, care este asemenea luceafrului, tot o poezie închinată Maicii Domnului de scriitorii și melozii bisericești, ne gândim cât asemănare este între trăirea lui Dumnezeu și cunoașterea lui Dumnezeu și simțirea lui Dumnezeu în graie românesc. Un alt lucru care ne adună pe noi aici, după Sfânta Liturghie, este simțământul național și patriotic. Deci, în România, este această tradiție și sărbătoare, dacă vreți, sau sărbătoare plină de tradiție, ca oamenii atunci când vin la sărbătorile înalte, la sărbătorile mari, la sărbătorile împărătești, la sărbătorile lui Dumnezeu, să-și îmbrace ei portul național sau să-și îmbrace ei gândirea românească și să vină la biserică să fie văzuți de toți ceilalți nu ca un gest de mândrie, ci ca un gest de existență, ca un gest de cugetare și, dacă vreți, ca un gest de mărturisire. Astăzi trăim 2 confuzii. Dacă în vremea comunismului învățasem de un patriotism bolnav, care avea și efect pozitiv, dar și negativ pe de-o parte, astăzi nu mai avem patriotism deloc. Și întâlnim foarte des români care folosesc expresii de genul mi-e rușine să spun că sunt român. Să-ți fie rușine că poți spune în calitate de român aceste vorbe. Să-ți fie rușine că poți gândi așa despre neamul tău, care 500 de ani, știuți de istorică, restul prea puțin cunoaștem noi și prea mult ne contrazicem, călcăm pe oasele martirilor, pe oasele ostașilor căzuți pe câmpurile de luptă, călcăm pe coloana vertebrală a celor care au avut-o la vremea respectivă și au știut de ce mor pentru neam și țară, au știut de ce merg la război, au știut de ce primesc un glonț sau o suliță sau un paloș peste gât și au știut de ce mor. Noi astăzi nu mai știm de ce murim. Se spune că uneori poți muri de sete, uneori poți muri de prost, uneori poți muri de lene, și uneori poți spune ca neam că nu existi și nu vrei să mai mărturisești existența ta. Ei, această prezență națională și patriotică în costume naționale, în simțire națională, în grai național, face parte din
tezaurul nostru românesc, face parte din tezaurul liturgic a neamului românesc, care pe rădăcina cea dacică, în momentul când a venit Andrei, a făcut din noi primii creștini din această zonă, între Dunăre și Carpați, și avem acea Sciția Minor, care rămâne până astăzi ca mărturie Dobrogea, de unde și astăzi izvorăsc și unde, dacă se fac cercetări, se găsesc ucenici sfinți și sfinte.